Prieteni, bună ziua România! Vrem reformă în administrație. Păi ce înseamnă asta? În 2007, când am intrat noi în Uniunea Europeană, în administrația acestei țări lucrau până în 900.000 de angajați. Astăzi, când calculatorul și transmiterea datelor la mare distanță se face la un click și când România are o populație cu 4-5 milioane mai mică decât în 2007. Oamenii care lucrează în administrație sunt 1.200.000. Pentru că de fiecare dată când a venit un partid politic la putere, a venit și cu, nu-i așa, susținătorii de rigoare care trebuiau și ei băgați pe undeva. Să aibă și oamenii un rost, să simtă și ei că au participat și au susținut partidul. Astfel, de foarte multe ori, încălcându-se orice criteriu de performanță sau de, nu știu, știință de carte, s-au angajat în administrație tot soiul de persoane, de datorii, de beizadele, de sinecuriști. Oameni care încasează lefuri foarte mari pentru o muncă insignifiantă, dar ei trebuie să fie acolo. Astăzi, când România are nevoie, mai mult ca oricând, de lichidități și de bani, pentru că trăim cu toții clipe dramatice și pentru că nu ne dorim, sub nicio formă, să intrăm într-o morișcă ca aceea din 2008-2010, când a fost o mare cădere economică, astăzi trebuie să începem să facem economii. Și ca să fim cinstiți până la capăt, pentru că s-ar putea ca uneori ăștia care au intrat pe pile în administrație să fie chiar competenți, cred că trebuie să subțiem administrația, să ajungem iar la 900.000 de angajați, care se vor ajuta și de calculator și pentru a-i putea alege pe cei care ar trebui să plece, cred că trebuie să dăm examene. Examene adevărate, examene dure, în urma cărora să fie aleși să rămână în administrație doar oamenii capabili. Înmulțiți 300.000 de angajați cu un salariu plus taxe la stat în valoare de 1.000 de euro și veți vedea cât de multă economie se face atunci la bugetul României. Avem nevoie de o reformă profundă a administrației publice. La revedere, România, oriunde te afli.